Conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății, îngrijirea paliativă reprezintă îngrijirea activă și totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratament curativ, controlul durerii și al altor simptome, asistența psihologică, socială și spirituală au importanță majoră. Scopul îngrijirii paliative este asigurarea unei cât mai bune calități a vieții pentru bolnavi și pentru familiile acestora. O secție de îngrijiri paliative s-a deschis din această lună și la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Aceasta este dotată cu 10 paturi, iar pacienții care ajung aici beneficiază de supraveghere continuă și de servicii medicale care să le aline suferințele. De condițiile deosebite din acest compartiment beneficiază, din păcate, pacienți cu patologie oncologică, adică cei cu cancere, cu neoplazii, care sunt în stadii terminale, și pacienții imobilizați la pat după afecțiuni neurologice, cu imobilizări prelungite la pat, care se apropie la fel de stadiul final. Pacienții internați deja la secția de îngrijiri paliative se declară mulțumiți de condițiile și îngrijirea de care au parte. Cum sunt condițiile? Foarte bune, personalul e foarte bun. Personalul e exagerat de cum să cade. Nici n-am văzut curățenii. Conducerea spitalului din Râmnicu Sărat spune că înființarea acestei secții, destinată pacienților cu boli incurabile în faze terminale, era absolut necesară. E ceva de care Râmnicu avea nevoie, deoarece avem foarte multă adresabilitate. Înseamnă foarte mult și pentru spital, dar înseamnă foarte mult pentru pacienții care se vor interna și vor avea nevoie de această secție, deoarece, așa cum o să vedeți, lucrurile sunt cu totul deosebite și acestor pacienți li se acordă o îngrijire deosebită, tocmai fiind situația dumnealor în stare terminală. Internarea pacienților în secția de îngrijiri paliative se va face prin programare prealabilă în ordinea solicitărilor și în urma avizului medical al șefului secției pe baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist.